Pentru mine să activez în Armata Națională este o onoare pentru a apăra țara. Eu cred că orice luptător, orice bărbat trebuie să activeze, să fie în această structură pentru ca un apărător a țării. Și asta mă motivează și pe plan sportiv. Luptele le-am început la vârsta de 10 ani, la liceu internat cu calcul sportiv, din clasa 5. Împreună cu fratele, așa a început cariera noastră, de mici copii. Noi suntem doi frați gemeni, Valentin și Mihai, fratele meu la fel are rezultate, este vice-campion european de juniori. Părinții la noi tot iubeau luptele. Și tatălui plăcea, mamei plăcea și limite de ei ne-a impus. Participam la diferite evenimente în satul natal. După care au văzut că noi avem potențial și ne-au îndrumat să mergem la liceu sportiv pentru a continua cariera de luptători. La Jocurile Olimpice am ajuns cota de participare, m-a obținut-o în Istanbul, Turcia, campionatul mondial, turneul mondial de calificare, unde am obținut 4 victorii și am luat calificarea către Jocurile Olimpice. Da, atmosfera o să fie un pic diferită, că Jocurile Olimpice pentru mine o să fie prima ediție, dar mă strădui să-mi controlez emoțiile, așa cum se spune. Eu mă duc cu gândul numai la medalie, eu cred în mine și eu cred că asta o să demonstrez acolo în Paris. Cu gândul doar la medalie. Ai posibilitatea de a vizita multe țări datorită sportului și este o motivație, o îndrumare și pentru tinerii care vor să înceapă acest sport. O să se deschid foarte multe posibilități. Tinerii care vor să înceapă acest sport, în primul rând, trebuie să fie conștienți că nu e un sport ușor, este un sport pentru bărbați. În primul rând, să respecte disciplina. Fără disciplină, nu se ajunge la rezultatul dorit. Tot începe de la disciplină. Apoi, dedicare. Dedicare la antrenament, dorința. Și cât de tare o să dorească ei acest rezultat, așa o să fie și rezultatul saltea. Valentin Petic a început de mic copil să lupte în luptele greco-romane. I avea deja cât 10 ani, 10 ani avea când a început luptele. Prima medalie care a luat-o, care spuneau că acum aminte, a fost premiant la campionatul între cadeți de copil până la 16 ani. Pe urmă a fost campion până la 17 ani, campion european și campion mondial. Au avut medalii foarte multe și la campionatele europene și mondiale de juniori. Acum, prima lui rezultat bun, care eu socot că e un rezultat foarte bun, care este participarea la Jocurile Olimpice. Se luptă pe data de 7 august, sperăm ca să ajungă într-o formă bună. Eu cred că este apt și să lupte pentru o medalie olimpică.